Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Încrezătoare, optimistă și ambițioasă, dacă te-ai născută la 10 august, tu reprezinți tipul de lider al liderilor. Căldura și noblețea semnului zodiacaleu sunt combinate în tine cu energia și entuziasmul cifrei zilei de naștere. Ai putere și influență considerabilă datorită personalității tale agresive și imperioase ești un lider născut și un gânditor independent, dai ordine mult mai bine decât îl execuți, dar nu transferi responsabilitatea față de ceilalți. Pentru orice proiect ești alimentată cu aceeași energie și curaj, care alimentează dorința lui mândru de a fi primul peste tot. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, creativitate, generozitate, mărăție, cavalerie, dezvoltare diversificată. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, Secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de încredere, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Tu ești în mod tradițional independentă, înclinată spre conducere, dar poți fi atât un lider pozitiv, cât și un lider negativ într-o companie, un grup social, o echipă. Tu ești un entuziast, te aprinzi repede, te răcești repede, de aceea uneori abandonezi la jumătatea drumului dar acest lucru nu este deloc lipsite de posibilitatea de a finaliza proiectul. Partea ta slabă este instabilitatea stării de spirit. Inamicul tău adevărat este lena, iar aceasta face dificilă atingerea obiectivelor și dezvoltarea personală. Tu îți proiectezi intens imaginea ta asupra lumii din jurul tău. Vocea ta trebuie ascultată literalmente. Trebuie remarcat că chiar și cea mai mică schimbare a tonalității vocii tale corespunde importanței, semnificației afirmațiilor tale. În consecință, stilul și tehnica apar în mod predominant în metodele tale de comunicare. Tu ești adesea apreciată pentru veselie și bunătate, fiind foarte dependentă de evaluarea celorlalți, ești străină de frivolitate, ai o capacitate puternică de a oferi oamenilor o stare bună, Astfel încât societatea ta este întotdeauna interesantă, când te simți aprobată, capacitatea ta de a te dărui, nu numai celor dragi, ci și celor cu care tu comunici în viața de zi cu zi, pare nelimitată. Totuși, chiar și această întoarcere poate fi o încercare de a evita o muncă introspectivă dificilă, dar importantă, care trebuie făcută pentru a găsi deplina ta identitate. Tu poți treptat să înțelegi valoarea de a petrece un anumită timp singură. Cunoașterea ta de sine poate fi o prioritate importantă pentru tine. Înainte de a lua orice decizie, cântărești cu atenție argumentele pro și contra și abia apoi începi să acționezi. O astfel de planificare practică te împiedică să-ți asumi prea multe angajamente și să-ți eliberezi gândirea de iluzii. Tu ești foarte afectată dacă munca ta nu este apreciată. Repetarea muncii poate duce la o situație cinică în viața ta, prin urmare, pentru tine este importantă nu numai să dezvolți o încredere în sine puternică, ceea ce te va face mai puțin dependentă de aprobarea celorlalți, dar și va spori capacitatea ta de a avea încredere și de a-ți împărtăși sentimentele cu cei dragi. De obicei, Banii te preocupă mai puțin decât satisfacția pe care o primești de la un loc de muncă unde ești constant apreciată. Aspectele pozitive ale acestei poziții sunt evidente, dar problema este că nu poți primi o remunerație adecvată pentru munca ta. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești încrezătoare, fiabilă, excepțională, elegantă. Natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 10 august soarta ta? Vei fi întotdeauna apreciată pentru bunătatea și vitalitatea ta. În același timp, tu depinzi în mare măsură de opiniile altora, frivolitatea ți este străină, deși pe de altă parte ai capacitatea de a da o atmosferă minunată mediului înconjurător și de aceea acționezi întotdeauna ca sufletul companiei. Cu tine este întotdeauna distractiv și interesant. Atunci când tu simți aprobarea altora, ești capabilă să te dedici oamenilor din jurul tău, rudelor și chiar străinilor. Autocunoașterea poate fi o prioritate importantă pentru tine. Ești foarte ambițioasă? Nu ar trebui să-ți arăți iritabilitatea la critici în privința ta când te deplasezi pe scara carierei. Dragoste și compatibilitate Ești extrem de sociabilă pentru că relațiile sunt scopul principal al existenței tale. În dragoste ești pasională, caldă și generoasă, având un temperament exploziv totuși știi cum să arți rapid și să îi în dreptățile. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, Perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu nu ești cel mai bun angajat, ești leneșă, capricioasă nu ești înclinată să faci compromisuri. În afaceri, poți obține succes, dar, în același timp, ar trebui să existe un asistent competent, mereu gata să-și asume responsabilitatea pentru rezolvarea problemelor reale. Urăști birocrația și administrația, dar aparițiile publice, activitățile sociale sunt ceea ce bești, trebuie să fii în centrul atenției. Pentru tine, Profesiile cele mai potrivite sunt cele în care îți poți aplica talentele verbale. Dacă lucrezi într-o companie, atunci ar fi mai bine ca datoria ta să fie legată de găsirea de noi clienți sau de stabilirea interacțiunii dintre angajați, cu cât mai puțin timp petrecut în spatele biroului, cu atât mai bine. Obținerea unui sprijin constant de la ceilalți, atât la locul de muncă, cât și la domiciliu. Este foarte importantă pentru creșterea ta, mai ales dacă poți utiliza în mod constructiv o critică prietenoasă. Aceste criterii sunt cel mai probabil să fie îndeplinite de o carieră axată pe mass media sau pe un tip de activitate unde munca ta va necesita o îmbunătățire continuă. Cu toate acestea, deoarece ești ambițioasă, trebuie să te ferești de nedreptățirea altora atunci când te deplasezi pe scara socială. Adesea, Ajungerea la sufletul tău poate fi foarte dificilă. Sănătate și boli acorzi atenție prea mare aspectului tău. Îți pasă mult mai multă de formă, dinți, de părul și pielea ta, decât de sănătatea ta generală. Tu poți să pari strălucitoare, deși în realitate, ai putea să nu fii în cea mai bună formă. Trebuie să ai grijă deosebită de vocea ta, gât și laringe. Trebuie să eviți stresul inutil care afectează negativ funcționarea inimii, starea coloanei vertebrale, sistemul nervos și sistemul circulator. În plus, trebuie să controlezi consumul de alcool și fumatul în societate. În cele din urmă, trebuie să-ți îndrumi instinctul social la orice formă de exercițiu, de exemplu, tenis, patinaj, schi, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură ambițioasă, caracterizată de o manifestare a agresiunii, ești dotată cu talente creative, te poți afirma în muzică, pictură, activități teatrale, poți fi dependentă de misticism, de ocultism, ai abilități organizatorice, poți îndruma oamenii, îi poți interesa cu ideile și planurile tale, ai o natură dependentă de opinia altora, trebuie să înveți să ai viața mai în serios și mai responsabil, iar apoi, folosind în mod corect abilitățile care îți sunt oferite, orientând energia în direcția corectă, poți obține tot ceea ce dorești. Sfaturi pentru tine. Dacă ești nemulțumită de calitatea vieții tale, o poți schimba spre bine. Tot ce este necesar este să depășești lena, să dezvolți un sentiment de responsabilitate. În ceea ce privește relațiile interpersonale, îți este recomandat să acorzi mai multă atenție celor dragi, partenerilor, copilor. Consolidează-ți credința în tine însăți pentru a nu depinde de opiniile și aprobarea celorlalți. Dezvoltă prudența și iubirea egoiste față de ceilalți. Învață să înțelegi punctul de vedere al altcuiva. Uneori, oamenii din jur pot să da sfaturi bune. Ce cadouri ți se potrivesc pentru tine? abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leuaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare, nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, Anul Nou, atunci ar trebui să-ți se da un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur. Atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafir stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice de la producători de renume. același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine, pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări, un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou în jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.